Lunar, la centrele de formare profesională din Olt, aflate în subordinea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, sunt organizate cursuri de perfecționare. De asemenea, zilnic, pe site-ul instituției, este actualizată lista cu joburile disponibile în județ. Sunt doar două măsuri venite în sprijinul celor care își caută un loc de muncă. În primele patru luni ale anului 2021, urmarea serviciilor și măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, 1551 de persoane au fost încadrate în muncă. Din totalul persoanelor ocupate, 570 au peste 45 de ani, 394 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 293 au între 25 și 35 de ani, iar 294 sunt tineri sub 25 de ani. Cele mai multe persoane angajate prin intermediul AJOFM Olt sunt din mediul rural. În funcție de rezidență, 670 de persoane încadrate în perioada de referință provin din mediul urban, iar 881 sunt din mediul rural. Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale, respectiv 608 persoane. AJOFM Olt oferă atât angajaților cât și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă stimulente financiare, dacă îndeplinesc anumite condiții impuse de stat.